Bună ziua, dragii mei, și bun venit la o nouă lecție de biologie. Sunt Mihaela de la Șandor, iar astăzi mi-am propus să stabilim împreună relațiile dintre procesele implicate în realizarea funcțiilor de nutriție la om. Funcțiile de nutriție asigură schimburile de substanțe dintre organism și mediu. Nutriția se realizează cu ajutorul următoarelor sisteme. Sistemul digestiv asigură descompunerea alimentelor în substanțe simple, absorbția nutrimentelor în sânge și eliminarea produșilor nedigerați sau neabsorbiți. Sistemul respirator asigură trecerea oxigenului din plămâni în sânge și a dioxidului de carbon din sânge în plămâni și apoi, prin căile respiratorii, la exterior. Sistemul circulator transportă atât substanțele absorbite din tubul digestiv, cât și oxigenul, spre toate celulele organismului. Tot sistemul circulator va transporta și produșii nefolositori rezultați din activitatea celulelor spre sistemul excretor. Sistemul excretor elimină din organism produșii toxici, nefolositori sau în exces. Între sistemele implicate în realizarea funcțiilor de nutriție se stabilesc numeroase relații. Substanțele simple obținute în urma digestiei sunt absorbite în sânge. Sistemul circulator transportă aceste substanțe la toate celulele corpului, care le vor utiliza în scop energetic, structural și funcțional. Sistemul respirator asigură trecerea oxigenului din plămâni în sânge. Tot sistemul circulator va transporta și oxigenul spre celule, unde va fi utilizat în procesul de oxidare a substanțelor organice, în special glucoză, pentru obținerea energiei. Produșii nefolositori rezultați din activitatea celulară vor fi preluați de către sânge și transportați spre sistemul excretor. Cea mai mare parte a acestor produși se va elimina din corp prin sistemul urinar sub formă de urină, dar și prin sistemul respirator, și ne referim aici la dioxidul de carbon și la vaporii de apă, care vor fi eliminați odată cu aerul expirat. O parte din produșii nefolositori se va elimina și prin transpirație. Prin urmare, putem afirma că între digestie, respirație, circulație și excreție există strânse legături care asigură realizarea funcțiilor de nutriție. În cadrul funcțiilor de nutriție, sistemul circulator asigură legătura dintre toate organele.